Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță vâlcenii de activare a unor cursuri de formare fără plată pentru șomeri, specializate pe domenii diferite. Cele mai căutate sunt cele de cosmetician, zidar și electrician. În acest moment avem o echipă formată din câțiva colegi care lucrează la programul de ocupare pentru anul viitor și acest program de ocupare implică neapărat plan de formare profesională. În acest moment stabilim necesarul de formare profesională, numărul de cursuri și ce anume cursuri se pot face în anul viitor, ținând cont de ceea ce am înregistrat în anul acesta și de opțiunile șomerilor. Practic, noi avem o paletă de peste 15 cursuri la care șomerii pot opta în mod gratuit, pentru că formarea profesională este gratuită pentru șomeri, atât cei indemnizați cât și cei neindemnizați. Și de asemenea, acolo unde se formează grupe, noi demarăm cursurile inclusiv în această perioadă. Vă pot da un exemplu, avem programat în 10 zile să începem un curs de instalator. Avem, ne mai lipsesc 2-3 persoane pentru a forma grupa respectivă și în momentul în care vom forma grupa respectivă, vom demara cursul în sine. Pentru anul viitor se pot face înscrieri la orice fel de curs, începând de la cosmetician, zidar, lucrător în comerț, inspector resurse umane, până la operator calculator, curs de contabilitate și tot ce înseamnă meserii care se caută pe piața muncii.